Primul lucru sesizat după disputarea celei de-a patra etape a play-off-ului Ligii a patra Giurgiu la fotbal este că din cele 8 formații au rămas în cursa pentru titlu numai 5. Luceafărul Trestieni, Avântul Florești și Energia Remuș mai au doar șanse teoretice la primul loc. Acestea înregistrând noi înfrângeri sâmbătă trecută. În schimb, primele 5 clasate sunt despărțite de numai 5 puncte, cu 10 etape rămase de disputat. Remiza în extremis obținută de Axia Dunații Copăceni în fața celeilalte nou promovate, Dunărea Găujani, o avantajează în principal pe FC Bolintimalu Spart. Bolintimenii se pare că au trecut peste înfrângerea șocantă din etapa precedentă, 3-7 cu Axii, câștigând fără drept de apel la Florești și revenind pe locul secund în clasament. Și celelalte echipe cu pretenții, vicecampioana FC Tântava și fosta campioană Victoria Dunații Copăceni, și-au câștigat partidele din această a patra rundă, apropiindu-se de Axii și Dunărea. Tântava s-a impus la Remuș într-un spectaculos 3-2, în timp ce Victoria Dunații Copăceni a câștigat la limită scor 2-1 în fața Luceafărului Trestieni, singura echipă rămasă fără punct câștigat în primele 4 etape ale play-off-ului. Următoarea etapă este programată sâmbătă 30 martie. De la ora 11, FC Bolintimalu Spart primește vizita celor de la Luceafărul Trestieni, pentru ca de la ora 16 să înceapă următoarele partide. Dunărea Găujani, Avântul Florești, Energia Remuș, Victoria Dunații Copăceni și AFC Tântava, Axie Dunații Copăceni.